Revoluționarii din județul Mehedin sunt dezamăgiți că statul i-a uitat. Au trecut mai bine de 3 decenii din decembrie 1989, iar idealurile de atunci s-au pierdut într-un noi an de deznădejde. Tatălui Eugen Mareș, eroul militar care a murit împușcat, continuă să-și trăiască durerea. Bărbatul spune că dezamăgirea crește și mai mult, mai ales când constată că sacrificiul copilului său a fost uitat. La fel simte și un alt revoluționar care a fost rănit în 1989. Cei doi spun că, în semn de protest, nu vor participa mâine la comemorarea organizată în cinstea eroilor răpuși la Revoluție. Lumea i-a uitat și singura dată când își amintește de ei este în decembrie. Așa își încep povestea cei pentru care Revoluția din 1989 a însemnat mai mult decât momentul care a schimbat viața românilor. Sunt cei care au fost răniți ori și-au pierdut rude dragi în acel decembrie însângerat. Între aceștia se află și Viorel Grecu. A fost împușcat în picior în timpul Revoluției, a luptat pentru propriile drepturi și libertăți, pentru un trai și o Românie liberă. Acum nu mai consideră că titlul de revoluționari îi se potrivește. De 11 ani nu și-a mai putut găsi un loc de muncă, iar autoritățile au uitat de tot sacrificiul celor care au luptat în decembrie 1989, spune acesta. Să vă spun nemulțumirea sau nu știu cum să o cataloghez a faptului și a boicotului pe care îl voi face mâine neparticipând la ceremonia cu prilejul comemorării Revoluției Române din 22 decembrie 1989, datorită următoarelor aspecte. Am apelat în nenumărate rânduri, atât la autoritățile locale cât și la cele centrale, a mă sprijini pentru un serviciu de 11 ani. Acum 11 ani jumate am fost dat afară, silit să plec de la serviciu, să-mi dau demisia să plec, iar de atunci nici până în prezent n-am mai reușit să mă mai angajez la noi în municipiu, în oraș. Fapt care m-a făcut să mă gândesc foarte bine, să aștept ca fiul meu să termine școala și să plec din acest oraș. Dumitru Mareș este tatălui Eugen Mareș, soldatul ucis de gloanțe în timpul Revoluției. Durerea acestei pierderi este și acum la fel de mare, dar bărbatul spune că luptă în continuare pentru drepturile câștigate în 89. Acesta protestează și spune că în 22 decembrie nu va fi alături de autorități pentru omagierea propriului fiu. În schimb, va face o mică ceremonie la monumentul ridicat în fața blocului unde locuiește. Motivul principal care vrem să fie ca și semnal de protest, este faptul că Revoluția a adus darul românilor și României libertate, democrație și adevăr. Ori în condițiile în care libertatea nu mai este o realitate și în special acum când prin lipsa certificatului verde nu avem voie să participăm, este o lipsire de libertate, e o lipsire de manifestare și noi considerăm că dacă alții sunt îndreptățit a face critică la acest aspect, nu știu dacă sunt îndreptățit, mai mult decât noi, care avem sânge vărsat pentru această libertate. Băiatul meu a murit împușcat pentru această libertate, el a fost rănit și a vărsat sânge tot pentru această libertate. Cei doi spun că participarea la ceremonia de comemorare le este restricționată ca urmare a lipsei certificatului verde, fapt care îi nemulțumește profund.